Deschidem Scriptura în 1 Împărați, capitolul 19 și citim de la versetul 7 în continuare. 1 Împărați, capitolul 19. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău. Au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să-l ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei, să-l ungi și pe Iehu, fiul lui Nim și ca împărat al lui Israel și să-l ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Amin. Vă rog să vă reașezați. Spun din nou bun venit tuturor celor care ați ales în seara aceasta să fiți împreună la cea de-a treia sesiune din cadrul conferinței cu titlul Implicat. Doresc din toată inima pe fiecare din voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care ne urmăresc online, care vor urmări și mai departe, poate și mai târziu, poate și peste ani vor privi, vor auzi mesajele acestea, pentru că eu cred că ele ar trebui să aibă un impact asupra noastră astăzi, dar nu numai astăzi, și mâine, și de aici încolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Implicat. Încolo, ce se cere de la fiecare ispravnic, de la ispravnic, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Se cere ceva. Dumnezeu se așteaptă la ceva. Dumnezeu vrea ceva. De aceea, atunci când ai decis să te implici, trebuie să știi că există probleme, trebuie să știi că există piedici, trebuie să știi că există pericole, trebuie să știi că există provocări în calea implicării. În momentul în care te-ai decis să te implici, așteaptă-te și la partea asta. Nouă ne place istoria lui Ilie, este una extraordinară, dar Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și iată-l, omul care coboară foc din cer, omul care închide cerul să nu mai plouă, omul care deschide cerul să plouă, dintr-o dată îl vezi copleșit. S-a implicat în așa măsură încât problemele acestea ale implicării au devenit extraordinare, copleșitoare pentru el. Fiecare creștin ar trebui să fie implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare. Nu doar păstorii. Nu doar cântăreții. Fiecare creștin ar trebui să fie implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Iar diavolul va lupta din răsputeri ca lucrul acesta să nu se întâmple. El asta va încerca. Deja i-a câștigat pe cei 80% din biserici care nu se implică în nicio activitate. Sfinții spectatori, sfinții consumatori de program,
sfinții făcători de nimic. Cam asta este media, ăsta e raportul. 20% din biserică se implică, 20% din biserică dăruiește, ceilalți asistă. Imaginați-vă că eu aș zugrăvi peretele acesta, iar lângă mine aici ar fi o mulțime de oameni care doar se uită la mine. Oh, și dacă doar s-ar uita la mine, dar ei nu doar că se uită, încep să-și dea cu părerea. Ca să nu mai zic de altul care, dacă ar putea, ia și ceva noroi și îmi stropește și ce vopsesc eu. Cam asta se întâmplă în biserici. Pentru că în momentul în care nu ești implicat pentru Dumnezeu, ești implicat pentru altul. Slujești altuia. Altuia care va lupta împotriva celor care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. La fiecare conferință, mă bucur să aud părinți care spun: a fost băiatul meu acolo, s-a întors altfel, e un alt om. Părinți care mi-au spus: au fost botezați cu Duhul Sfânt copiii mei acolo, au fost schimbați acolo, s-au văzut schimbări profunde și le vom vedea, binecuvântat să fie Domnul. Am auzit slujitori care au vorbit despre asta. Tinerii noștri s-au întors plini de entuziasm, de pasiune. Ne spunea și ieri fratele Iacob despre lucrul acesta. Că nu știam ce să mai facem cu tinerii. S-a întâmplat ceva. Și dintr-o dată s-a schimbat. Pentru că ce nu poți face tu, face Dumnezeu. Și o face cu cei care se implică. Și de aceea și conferința aceasta trebuie să fie un foc. Un foc al lui Dumnezeu. Un foc sfânt pe care tinerii să-l ia de aici și să-l ducă mai departe în bisericile lor, să se roage altfel, să cânte altfel, să se implice altfel, pentru că intenția mea este asta. Eu mi-aș dori ca fiecare dintre voi, fiecare tânăr, să fie implicat, măcar într-o lucrare de slujire. Numărul celor care se botează în urma conferințelor este remarcabil. În toate bisericile, anul acesta, în foarte multe biserici, a fost anul numărului record de botezați în apă. Tineri care au venit aici au înțeles chemarea lui Dumnezeu, au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a cercetat în serica aceasta. Și eu mă rog, și noi ne rugăm ca și conferința aceasta să fie acel foc care să aprindă dorința de a-L sluji pe Dumnezeu. De ani de zile, Dumnezeu mi-a pus în inimă această lucrare și mi-a dat prin voi resursele necesare să o putem face. Și astăzi suntem sute de oameni implicați în mod activ, fie prin grupul de rugăciune, fie prin grupul staffului, fie prin grupul de cântăreți, fie prin cei de la ordine, prin cei care lucrează în atâtea și atâtea departamente. Și eu mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i răsplătească pe fiecare. Dar totodată îmi doresc ca tot ceea ce fac ei și tot ce facem noi să nu fie altceva decât startul la ceea ce vrea să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Tineri dragi, Dumnezeu are mari și multe planuri pentru fiecare dintre voi. De aceea sunteți chemați astăzi la o conferință cu titlul Implicat. De aceea sunteți astăzi aici. Fiecare tânăr, fiecare adolescent ajunge să spună câteva întrebări esențiale, existențiale, fundamentale pentru viața lui. Care este scopul vieții mele? De ce m-am născut? De ce trăiesc? Se merită să mai trăiesc? Ce pot face eu cu viața mea? Un om simplu, poate un om sărac, poate un om care nu are o capacitate intelectuală foarte mare. Ce pot face eu? Cum pot fi eu util societății, comunității, bisericii, lui Dumnezeu? Care este sensul existenței mele? Are viața mea un sens? Ce pot eu să ofer bisericii în care sunt? Ce pot lucra pentru Dumnezeu? Cum aș putea să slujesc potrivit voii lui Dumnezeu? Am văzut că asta este una din marile întrebări ale tinerilor. Cum pot să-mi descoper chemarea?
Cum pot să descoper darul pe care l-am primit, poate și nu sunt conștient de el, sau vrea Dumnezeu să mi-l dăruiască? Ei bine, la aceste întrebări încercăm să răspundem în zilele acestea, în sesiunile acestea. Dacă te întrebi și tu, dacă ești interesat, eu cred că Dumnezeu îți va vorbi. Dumnezeu îți va răspunde. În univers nu există haos. Totul este ordine și precizie. În viață nu este absolut nimic la întâmplare. Pentru toate, Dumnezeu a pregătit un plan. Toate au o țintă, toate au un scop. Și tu te-ai născut cu un scop. Și tu poți să dai sens vieții tale. În lucrarea lui Dumnezeu poți și tu să fii ca o mică rotiță într-un mare mecanism universal. Aceasta înseamnă să fii implicat. O mică rotiță, o mică piesă într-un mare mecanism universal. Asta înseamnă să fii implicat, să fii angrenat, să fii activ, proactiv, nu reactiv, cum ni se spunea ieri. Să fii parte, să fii interesat, să fii util, să fii deschis, să fii disponibil, să fii om de echipă, să fii altruist, să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine și mai ales ce nu vrea Dumnezeu de la tine, ce nu vrea Dumnezeu de la tine. Dumnezeu nu vrea ca tu să fii implicat în trafic de droguri sau în consum de droguri. Dumnezeu nu vrea să fii implicat în scandaluri și în probleme de ordin moral. Dumnezeu nu vrea să fii implicat în accidente rutiere din cauza alcoolului sau a teribilismului. Dumnezeu nu vrea să fii implicat în rețele de prostituție, proxenetism, nu vrea să fii implicat în bande sau ganguri cu tot felul de finalități. Dumnezeu nu vrea să fii implicat în afaceri murdare, nu vrea să fii implicat în lucruri banale sau în grupuri ușuratice. Nu vrea să fii implicat în chestiuni lumești, satanice sau oculte, în vrăjitorii. Dumnezeu nu vrea, însă vrea Dumnezeu ceva de la tine. Vrea să fii implicat în lucrarea Lui. Dumnezeu vrea să fii implicat în lucrarea Lui, în ogorul Lui, să lucrezi pentru El. Cum? Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, iar tu poți să fii implicat în asta. Dumnezeu vrea să transmită vestea bună a Evangheliei tuturor oamenilor, iar tu poți să te implici. Dumnezeu vrea să ridice pe cel căzut între tâlhari, iar tu poți să te implici în ridicarea lui. Dumnezeu vrea să vindece bolnavi, iar tu poți să te implici și să fii alături de ei. Dumnezeu vrea să ajute pe cei săraci, iar tu poți să te implici acolo. Dumnezeu vrea să mângâie pe cei întristați, iar tu poți să te implici pentru asta. Dumnezeu vrea să fie pace între oameni, iar tu poți să fii un împăciuitor și să te implici. Dumnezeu vrea să existe dreptate și adevăr în lume, iar tu poți fi implicat în asta. Dumnezeu vrea ca oamenii să fie fericiți, iar tu poți să te implici, să fii un agent al fericirii. Dumnezeu vrea ca lucrarea de misiune să se extindă și tu poți să te implici. Dumnezeu vrea să aducă vremuri de trezire, iar tu poți să te implici. Și Dumnezeu să aducă vremurile acestea de trezire spirituală. Dumnezeu vrea să lărgească împărăția, iar tu poți să te implici. Dumnezeu vrea să restabilească ordinea și armonia în lume, iar tu poți să te implici. Care va fi răspunsul tău? Pentru cine vei lucra? Pentru cine te vei implica? Care va fi implicarea ta? Pentru că vis-a-vis de implicare există probleme, pericole, piedici și provocări. Ține cont de aceste lucruri.
Care sunt acele probleme, piedici, pericole sau provocări? Sunt mai multe și o să încerc să trec fugitiv, vis-a-vis de implicare. În primul rând, să nu te implici deloc. Se spune că un oraș în Germania a vrut să premieze pe cineva, pe cel mai bun șofer. Au spus ei un concurs, cel mai bun șofer, care n-a luat amenzi, care are toate punctele pe permis, cel mai bun șofer, care are longevitate în toată asta. Și au organizat concursul, au găsit, au studiat în arhivele lor, au găsit o doamnă la 90 de ani, au chemat-o, au felicitat-o, au premiat-o, iar la urmă ziariștii au întrebat-o: doamnă, te rog să ne spui, cum de-ai reușit performanța asta, să nu-i în viața ta o amendă, să nu-ți ia puncte, să nu fii implicată, să nu faci niciuna, cum de s-a întâmplat treaba asta? Iar răspunsul ei a fost foarte simplu: n-am condus niciodată. Eu am luat permis, părinții mei au fost bogați, am luat permisul, dar am avut totdeauna șofer, alții au condus, eu n-am condus niciodată, atât cât am avut examenul. Să nu te implici deloc. Sfinții făcători de nimic. Omul care ia talentul și spune: dar de ce să risc eu? De ce să lucrez eu pentru altul? De ce să profite alții de mine? Nu mai bine pun eu talentul în pământ și nu fac nimic. 80% din membrii bisericilor sunt aceștia, implicați în nimic. Implicat zero. Nimic. Talentul în pământ, nimic pentru Dumnezeu. Nimic pentru lucrarea lui Dumnezeu, în niciun departament, în nicio resursă, la fanfară nu-i bun, la orchestră nu, la cor nu, la studiu biblic nu, în misiune nu, la dărnicie nu, în nicio lucrare, în nimic. În nimic, mântuit și atât. Să te implici puțin, o altă problemă, minimul. Mântuit ca prin foc, ați auzit expresia asta? Omul care a pus temelia și pe temelie a pus lucruri ușoare, banale, puțin, ceva ieftin. Cât ar trebui, vă amintesc de o întrebare, a venit odată un om la Domnul Iisus și a spus: Doamne, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Vreau să știu prețul cât e, că dacă, să, acel puțin să rezolv problema și s-a terminat. Cât mă costă? Ce trebuie să fac? Ce bine să fac? E omul interesat de minim. Cât trebuie să dau ca să nu se supere Dumnezeu? Cât trebuie să fac ca să dorm liniștit că am făcut și eu ceva? Puțin. Mântuit ca prin foc, doar cu temelia. Eu personal am decis că Dumnezeul meu nu merită puțin. Că Dumnezeul meu nu merită minimul din viața mea. Am un Dumnezeu mare care merită maximul. Și vreau să fiu mântuit, dar nu ca prin foc. Vreau să am și răsplată, nu doar mântuire. 3. Să te implici foarte rar. După chef, tip Samson. Samson a fost chemat să fie judecător și el trebuia să se implice, să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Știți când se implica Samson? Când îl călca cineva pe bătătură, când se enerva, când avea el chef. Niciodată nu s-a implicat să se gândească, hai să pornească, să fie o inițiativă de-a lui, să-și adune oameni lângă el, să spună: hai să ne luptăm pentru noi, pentru pământul nostru, pentru țara noastră, pentru Dumnezeul nostru. Niciodată. Numai când îl supăra cineva, când vrea să demonstreze ce mușchi are el, ce putere are, cine e el, doar să-l vadă oamenii, atât. Să te implici foarte rar, după chef și atât. 4. Să te implici doar unde îți place sau unde îți convine. Sunt mulți creștini care spun: doar asta îmi place și doar aici mă implic, pentru că doar asta îmi place. Și se implică doar acolo unde le convine, doar acolo unde este profitabil, doar acolo unde este bine. Îmi amintesc, nu mai este fratele Nelu Filip, dar îmi amintesc că la un congres al pastorilor se făcea o analiză, tocmai vis-a-vis de lucrare, de misiune, de chemare a lui Dumnezeu, și cineva din conducerea cultului de atunci a lansat o întrebare care pe mine m-a marcat, acea întrebare. Și fratele Romi Mocanu întreba:
și spunea: cum de-i cheamă Dumnezeu pe toți în America? Cum de-i cheamă Dumnezeu pe toți în Europa? Cum de nu cheamă Dumnezeu pe atunci pe nimeni în Africa, nimeni în Asia, nimeni în țările sărace, nimeni în bisericile mici? Pe toți îi cheamă Dumnezeu în bisericile mari, la conferințele mari, la acolo toți se înghesuie, acolo toți vor să slujească, acolo toți vor să predice. Dar dacă e vorba să-i spui, este aici un sătun, un cătun mic, hai să ținem o evanghelizare. N-am timp, nu sunt resurse, n-am chef. Cât sunt? Întrebarea multor predicatori. Câți membri are biserica, așa, ca să știu să-mi pregătesc predica? Oh, dacă e 3.000, da, se merită, atunci îmi fac bagajul și vin. Câți are? 20? Agenda e plină, frate, nici nu se uită în ea, că deja e plină. Să te implici doar unde îți place, unde îți convine. 5. O altă mare problemă. Să te implici în lucrarea altuia. Asta dacă ne dă nouă păstorilor de forcă. Oameni care se implică în lucrarea altuia. Ce ar fi aici fiecare să se ducă să ia instrumentul altuia? Ce are și? Păi dar ce, el e mai deștept ca mine, de ce să nu mă bag eu peste el, de ce să nu fac eu? Și fiecare încearcă ceva nou, că vrea să arate și el ceva, sau doar dorința asta de a fi în locul altuia. Pavel și Petru au ajuns și ei la un moment dat să aibă un conflict și au trebuit să lămurească. Pavel a trebuit să spună: Petru, tu lucrezi cu evrei, cu iudei, iar eu lucrez cu neamurile. Și nu ne călcăm aici unul peste altul. Aici tu ai lucrarea ta, eu am lucrarea mea. Și Pavel spune la un moment dat: n-am intrat în ogorul altuia. Implică-te! Fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Asta de obicei o numesc eu o boală cronică a românului. Băgătorii în seamă, cei care se bagă peste lucrarea altuia, în ogorul altuia, în treaba altuia. Și de aceea nu avem timp de treaba noastră și de aceea nu ne facem lucrul nostru, pentru că ne uităm la alții ce fac. Pentru că atunci când nu faci nimic, ai timp să comentezi, ai timp să critici, ai timp să dai note, ai timp să spui dacă aș fi eu sau vrei să fii tu, că nu ești tu chemat. Și asta este mare problemă a implicării în lucrarea altuia. Să te implici fără pasiune. Cred că asta este una din, pentru mine personal, este una dintre cele mai grave probleme. Oameni care slujesc, dar n-au pasiune. Și cel care n-are pasiune, știți cum e, mereu trebuie motivat, mereu trebuie aplaudat, trebuie apreciat, trebuie să-i pui fisa, să-i pui jetonul, cum să-i mai spui ceva, să-l apreciezi, să-l mai încurajezi, hai să-l mai motivezi, hai să-i mai zic ceva. Știi, când ai o pasiune, nu-ți mai spune nimic, nimeni. Dacă îți place să cânți, de exemplu, îți place să cânți la chitară, îți place, e pasiune, eu vorbesc despre mine, îmi place să cânt, nu trebuie să-mi spună părinții că trebuie să cânt, nu trebuie să-mi spună cineva că trebuie să cânt. Ceva din interiorul meu este un foc, este ceva, o pasiune. Mă duc, găsesc un moment liber, mă duc și cânt. Când cineva are pasiune, problema se pune invers. Trebuie să te oprească oamenii, să spună: băi, gata, băi, cu cântatul ăsta, mai termin o dată. Așa e și cu pasiunea. Omul care e pasionat merge la biserică, părinții spun: hai măi, dar fiecare seară chiar la biserică, dar rugăciune, dar mereu studiu biblic, mereu asta. Asta înseamnă omul plin de pasiune. Omul care nu are pasiune, mereu trebuie să aibă un imbold, o motivație, cineva să-l încurajeze, cineva să-l îndemne, cineva să-i spună, cineva să-l tragă, cineva să-l împingă, cineva din afară și mereu presiune și mereu convingere sau constrângere. Eu îmi doresc ca voi tineri să fiți oameni implicați cu pasiune. Gehazi a fost chemat Elisei și s-a dus împreună cu Gehazi, cu o femeie, să meargă în casa ei, băiatul ei era mort și Elisei îi spune lui Gehazi: Gehazi, tu ești tânăr, alegi mai ușor, uite ia toiacul meu, du-te și ajunge înainte, poate nu mai ajung eu, poate nu mai trebuie să merg eu. S-a dus Gehazi, a pus toiacul, nu s-a întâmplat nimic, s-a întors. Am fost, am rezolvat, nu se poate.
Așa cum cei mai mulți fac. O vorbă care mie nu-mi place mereu să o aud. Nu se poate. Și asta e omul fără pasiune. Imediat găsește scuza. Nu se poate. Am spus, am făcut ce mi-ai spus tu. Nu funcționează. Am pus, am venit, gata. Nu se poate. Și se întoarce înapoi. Copilul tot mort. Asta e diferența între un om cu pasiune și un om fără pasiune. Merge Elisei. Face altceva. Merge odată. Se mai învârte prin cameră. Mai încearcă o dată. N-a înviat copilul. Mai încearcă a treia oară, a patra oară, a cincea oară. Omul care nu se lasă. Asta e pasiunea. Nu găsește scuze. Găsește soluții. Pentru că el iubește lucrarea lui Dumnezeu. Iubește oamenii. El nu o face doar de dragul de a face. El nu e implicat doar de dragul implicării. El nu doar ca să se afle și el întreabă. L-a trimis, hai să încerc și eu să văd. Merge, nu merge. Dacă nu merge, asta e. 7. Să te implici fără împuternicire. Fără rugăciune. E marea tragedie a bisericii. Lipsa rugăciunii este marea tragedie a bisericii. De aceea noi facem seri de rugăciune. De aceea vă invităm și vă încurajăm. Rugați-vă tot mai mult. Pentru că fără rugăciune nu veți avea putere. E vorba de o luptă spirituală. E vorba de o relație spirituală cu Dumnezeu. Și fără rugăciune n-ai nicio șansă. Nu merge cu formule. Formulele poți învăța în școli teologice. Le poți descoperi în cărți. Îi asculți pe alții. Îi poți imita pe alții. Asculți predica altuia și te duci și o copii și atâta tot. Așa au făcut fiii lui Sceva. Au rostit formule. Te jur pe numele lui Iisus pe care îl propovădește Pavel. Citează și autorul că e corect, nu trebuie să plagieze. Te rog pe numele lui Iisus pe care îl propovădește Pavel să ieși sau să ieșiți din omul acesta. Dar nu funcționează cu formule. Nu funcționează cu ritualuri. Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, au răspuns demonii, dar voi cine sunteți? Voi cine sunteți? Noi suntem implicați doar așa, am venit dar fără putere, au venit ucenicii când a Doamne, ne-am rugat și noi, am spus și noi, rugăciunea la fel, totul perfect, după curs, după manual, totul perfect, teologic, totul e corect, doctrină corectă, dogmă corectă, rugăciune corectă, totul e corect, dar noi de ce n-am reușit, Doamne, să scoatem demonul acesta? Și Iisus i-a răspuns, pentru că acest soi de dragi nu iese afară decât cu post și rugăciune. Că dacă te implici fără împuternicire, vei ajunge să fii schingiuit, să fii bătut și nu vreau să mă gândesc ce au pățit fiii lui Sceva, mi se spune doar că au fost schingiuiți, bătuți bine, bătuți bine de demoni prin oamenii aceia care erau demonizați. Noi nu trăim într-o dimensiune culturală, iubiți tineri. Nu trăim într-o dimensiune artistică și trebuie să avem performanță. Noi nu trăim într-o dimensiune socială, politică, financiară, ci noi trăim într-o dimensiune spirituală. De aceea avem nevoie de putere spirituală, nu de putere fizică, nu de timbru vocal strident, nu de putere politică sau militară sau financiară. Noi avem nevoie de putere de sus. Și aceasta se capătă doar prin rugăciune. 8. Să te implici fără sfințire. Ești implicat, dar fără sfințire e un mare pericol. Și un exemplu simplu, scurt, poate îl știți, fiii lui Eli, preoți, urmau să devină mari preoți, slujeau la templu, erau în casa lui Dumnezeu, dar nu țineau cont de sfințire. Nu țineau cont de sfințirea lor personală, de sfințirea darurilor, de tot ce se întâmpla. Spuneau, las că asta merge, merge oricum. Trăiau în imoralitate. Până când Dumnezeu a pus capăt nebuniei lor. Până când chivotul a fost luat și o familie întreagă de preoți, tată și fii au căzut. Și casa lui Eli a fost ștearsă de pe fața pământului, pentru că erau oameni implicați, fără sfințire. De aceea e nevoie nu doar să fii implicat, nu doar performanța artistică vrea Dumnezeu. De aceea el spune, neprihăniților leșa de bine cântarea de laudă, nu oricui,
fără sfințire, darurile noastre n-ar avea nicio valoare. Și Cain s-a închinat Domnului, dar fără sfințire. Asta e diferența. Fără integritate morală. 9. Să te implici fără colaborare. Din păcate și în biserică avem tot felul de trubaduri, de solitari, de oameni, de privatizați. S-au privatizat mulți. Fiecare cu a lui, cu biserica lui, cu lucrarea lui, cu misiunea lui, cu viziunea lui. Și oameni care nu colaborează, care nu dau socoteală nimănui, care nu strângă jurul lor oameni, care nu vor echipă, irită echipa. Să te implici fără colaborare. Așa, de capul tău. L-avem pe Ioan Marcu. Vă amintiți episodul? E bine, Pavel și Barnaba încă se ceartă. Știți că Pavel și Barnaba încă se ceartă? Da, pentru că eu am auzit predici prin care predicatorii spunea: da, domne, Pavel avea dreptate, așa-i trebuia la asta. Nici eu n-am nevoie. Am auzit păstori care spun: unul ca Ioan Marcu, mie chiar nu-mi trebuie. Ori vii, ori nu vii, gata, ai călcat pe bec, afară și șters pentru totdeauna. Sunt alți predicatori care spun: nu, domne, trebuie să fii ca Barnaba, a căzut omul, e așa, să-l, hai, acceptă-l oricum, e un suflet și el, hai. Și încă se ceartă Pavel și Barnaba: băi, ce facem cu Ioan Marcu? Bă, să ne abandona, ba vine, ba nu vine, ba se implică, ba nu, când ține lumea mai dragă, unde-i? Nu-i. Ce facem cu el? Bă, să nu poți conta niciodată. Ăsta niciodată nu-i prezent. Îl vezi, iar nu-l mai vezi. O lună vine, trei iar a dispărut. Vine o repetiție, trei nu, zece nu. Să te implici fără colaborare. Să te implici fără autoritate. Diotref. Lui Diotref îi plăcea întâietatea, el să fie șeful. Îi irită deja să spui mai mare, cineva e mai mare ca el. Îi irită orice formă de autoritate, oricum s-ar numi ea, îi irită. Nu, ei doar, unde ești membru? În Biserica lui Hristos, doar Dumnezeu e capul și atât. Restul e totul fără nicio autoritate. Nu acceptă. Ce vreau să vă spun, iubiți tineri, ca unul care sunt printre membrii fondatori, împreună cu frați de slujitori a comunității teritoriale penticostale din Italia, de peste 20 și ceva de ani în urmă. Când am început mișcarea aceasta, când am început bisericile de aici, când nu era nimic, au venit oameni care au spus: păi de ce să fiți voi cu cultul, de ce să așteptați, când tu poți să fii egalul președintelui cultului, să fii ca el. Pe atunci era fratele Tipei, tu poți să fii ca el. Și am zis: eu nu vreau să fiu ca el. Eu vreau să am o autoritate deasupra, pentru că niciodată nu vei avea autoritate dacă tu nu respecti autoritatea. Pentru că mie la nuntă mi-au predicat asta și probabil asta e problema. Așa mi-au predicat la nuntă, despre omul acela, sutaș roman, care a spus: eu sunt sub stăpânire, eu sunt sub stăpânire și am sub mine ostași. Și pentru că eu sunt sub stăpânire, pentru că eu accept autoritatea, respect autoritatea, atunci eu am autoritate și o exercit asupra celor care sunt sub mine. Când eu n-ascult de nimeni, așteaptă-te, când tu ești răzvrătit, foarte bine, pregătește terenul răzvrătirii altora, pentru că tu asta ai cultivat, asta ai semănat, asta vei culege. Semeni răzvrătire, răzvrătire vei culege. Nu poți să culegi altceva. De aceea stați sub autoritate, implică-te sub autoritate. Echipa are autoritate, are un dirijor, departamentul are un lider, un responsabil, biserica are un păstor, peste tot există forme de autoritate, iar creștinul este omul chemat să respecte autoritatea. În al 11-lea rând, să te lași doborât de dezamăgire. Și avem cazul lui Ilie. După ce te-ai implicat, să vezi că ori n-ai avut impact, ori n-ai fost înțeles, ori oamenii nu te înțeleg, oamenii te abandonează, chiar Dumnezeu ți se pare că nu te mai apără și ești copleșit. Și asta este istoria dramatică a lui Ilie. După atâtea fapte de eroism spiritual, am spune noi, iată, doborât și se pare că de depresie, de dezamăgire, omul acesta care nu mai are chef de viață, își dorea să moară. Vedea mai degrabă moarte decât viața. Și apoi, în al 12-lea rând, să te lași condus de influențe lumești. Și-l avem pe Aron. Unde-i Moise? S-a dus.
Păi fă-ne Dumnezeu, fă-ne ceva, o religie, trebuie să ne închinăm, trebuie să facem ceva, omul trebuie să aibă. Și atunci se apucă Aron și face un vițel de aur. Păi hai să copiem ceva de acolo, din Egipt. Să te lași condus de influențe lumii, să te implici, dar după modelul lumii. Așa cum altădată evreii au adus înapoi chivotul după modelul lumii, după cum au spus oamenii. Mă opresc aici cu exemplele acestea. Însă întrebarea crucială care ți se pune astăzi este aceeași pusă și lui Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci? Dumnezeu nu te întreabă ce părere ai. Dumnezeu te întreabă ce faci. Dumnezeu nu te întreabă ce spui, Ilie. Ce zici tu? Dumnezeu te întreabă ce faci. El nu te întreabă ce ai făcut cu ani în urmă. Am fost plin de râvnă, am 10 ani, 20 de ani, 50, 70 de ani de pocăință, am vechime, am făcut. El te întreabă astăzi, acum, aici, ce faci tu, Ilie? El nu te întreabă ce ai de gând să faci, că drumul spre ea de pavat cu intenții bune. Am de gând să fac o viziune nouă, o perspectivă nouă, lucrare. Am de gând, am de gând. Nu, el nu te întreabă ce ai de gând. Azi, aici, acum, ce faci? Nu ce ai de gând să faci. Ce faci? El nu te întreabă ce fac alții. Poporul te-a părăsit. Au dărâmat altarele. I-au ucis pe proroci. Nu stai, Ilie. Eu nu te întreb ce fac preoții. Eu nu te întreb ce fac prorocii. Eu nu te întreb ce fac regii, ce fac liderii politici, ce fac conducătorii. Eu astăzi te întreb ce faci tu aici, Ilie. Eu nu te întreb ce face poporul. El nu te întreabă ce face diavolul. El te întreabă ce faci tu aici, Ilie. El nu te întreabă care este funcția ta. Eu sunt mai marele prorocilor, eu sunt instructor de proroci, eu sunt șeful la școala prorocilor, eu mă ocup de lucrarea aceasta, eu mă ocup de cealaltă. El nu te întreabă care e religia ta. O, Doamne, știi, acum toți au devenit adepții lui Baal, s-a schimbat religia. Eu sunt singurul care am rămas credincios, drept credincios, ultimul penticostal pe pământ, ultimul creștin. Nu te întreabă asta. Nu te întreabă care e religia ta. El te întreabă ce faci tu. El nu te întreabă care e pregătirea ta teologică. Doamne, eu am pregătit mulți, eu am ucenici, eu am fii ai prorocilor, toți sunt fiii mei, am pregătit, să vezi câți ucenici, să vezi câte lucrări am făcut eu. Ce faci tu aici, Ilie? El nu te întreabă cât de mare este credința ta. El nu te întreabă ce pregătire teologică ai. El te întreabă simplu. Ce faci tu aici, Ilie? E un moment dificil. Momentul când Dumnezeu te ia la întrebări. Când cerul nu vrea încă să te primească. Tu ai vrea să mergi în cer, ai vrea să se termine viața asta, dar Dumnezeu spune, nu, nu, nu-i timpul. Încă nu s-a terminat lucrarea ta. Tu încă trebuie să mai fii implicat. Tu trebuie încă să mai ungi pe cineva. Tu trebuie să mai faci asta. El mai are de lucru cu tine. E un moment dificil pentru că drumul e prea lung pentru tine. S-a uitat Dumnezeu la Ilie și a spus, drumul e prea lung pentru tine. Ai nevoie de forțe. Și de aceea în seara asta ești aici. Drumul tău încă e lung. Și tu încă n-ai putere. Și ai nevoie de resurse. Și ai nevoie de hrană. Și ai nevoie de odihnă. Și Dumnezeu vrea ca altă dată lui Ilie să-ți dea putere. De aceea noi suntem aici să ne rugăm. De aceea suntem aici. Ilie și-ar fi dorit să moară. Dar Dumnezeu i-a spus că el este implicat în ceva ce nu s-a terminat încă. În ceea ce tu ești implicat s-a terminat totul? Sau poate nici măcar n-a început ceea ce tu ar trebui să faci? În ceea ce tu ar trebui să fii implicat? Vreau astăzi, în încheiere, să-ți
să-ți prezint acest tablou atât de simplu. Din păcate, credința celor mai mulți, religia celor mai mulți, este bazată pe acest lucru. Eu vreau fericirea, eu vreau să am bani, eu vreau să am sănătate, eu vreau să am o casă, eu vreau să am mașină, eu vreau să am familie, eu vreau să am. Și cineva trebuie să mă ajute, cineva trebuie să se implice în viața mea. Și atunci relația mea cu Dumnezeu se rezumă doar la asta: Dumnezeu să se implice în viața mea, Dumnezeu să se implice să-mi dea bani, Dumnezeu să se implice să-mi dea sănătate, Dumnezeu să se implice să mă ajute să am succes, Dumnezeu să se implice în viața mea. Și din păcate, relația celor mai mulți cu Dumnezeu este bazată pe o astfel de implicare. Dumnezeu care se implică în viața ta și trăiești mereu cu așteptarea și singura ta rugăciune este doar: Doamne, implică-te în viața mea, implică-te în familia mea, implică-te în afacerea mea, implică-te în trupul meu, în sănătatea mea, implică-te. Însă este acesta un moment crucial pentru viața ta, când să renunți să ceri lui Dumnezeu să se implice în viața ta și să înțelegi că Dumnezeu nu există pentru a răspunde doar la întrebările tale, doar la nevoile tale, ci Dumnezeu există și vrea în seara aceasta să-ți ceară să te implici, tu să te implici pentru El. Avea Nicolae Moldovean o cântare frumoasă care spunea: O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care cer doar pază și semne și minuni, căci am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau, o Doamne, să fie voia ta, îți cer într-una să fie voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei. Îți cer să-mi faci atâtea, să-mi dai, să-mi pui, să-mi iei, gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am dreptul să-ți cer oricâte, să-mi faci tot ce doresc. O iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața ta. Nu tot cerându-ți să fii, nu tot cerându-ți ție să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Fă să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca în toate să fie voia ta. Vrei să te implici? Sfatul meu, îndemnul meu, gândul meu, idealul meu pentru conferința asta este ca 3.000 de oameni, cât suntem aici, să fie implicați. Implică-te. Fii implicat, dar implică-te cu pasiune. Implică-te în ceva util, nu în dărâma, nu împroșcat cu pietre. Implică-te în ceva bun. Implică-te să zidești, nu să dărâm. Implică-te împreună cu alții, fă echipă cu oamenii lui Dumnezeu. Implică-te la maxim. Implică-te cu curaj. Implică-te cu bucurie. Implică-te deplin cu totul. Implică-te serios. Implică-te acum. Implică-te. Aș vrea să spunem de câteva ori, așa în cor, trebuie să ne obișnim cu asta. Ce spuneți? Putem spune doar titlul acestei conferințe, toți în cor: implicat, implicat. Iar peste ani, când aproape totul va fi uitat, cuvântul acesta să-ți rămână bine întipărit. Când diavolul spune: nu-ți mai merită să trăiești, adu-ți aminte că ai rostit cu gura ta: eu vreau să fiu implicat, eu sunt implicat în ceva măreț, am o mare lucrare de făcut, spunea cândva Neemia, eu sunt implicat în ceva măreț și n-am timp să pierd, n-am vreme să pierd cu gunoaiele lumii acestea, eu sunt implicat în împărăția lui Dumnezeu, eu sunt implicat alături de oamenii lui Dumnezeu.
Când te vor întreba cum ești cu biserica, răspunsul tău să fie cel care l-ai strigat: implicat. Cum stai cu postul și cu rugăciunea? Implicat. Cum ești cu dărnicia? Implicat. Cum ești cu misiunea? Implicat. Cum ești cu toate? Ești aici cineva care ar dori să se implice? Ești aici cineva care simte chemarea implicării? Haideți să ne ridicăm. Dacă este cineva care a înțeles vocea care poruncește implicarea, dacă este aici cineva care vede nevoia implicării, care vrea să se implice, care a auzit de atâtea ori vocile piedicilor, problemelor, provocărilor, în această zi să audă vocea lui Dumnezeu: ce faci tu aici, Ilie? Și să spui: Doamne, vreau să fiu implicat. Este aici cineva care înțelege că sunt prea puțini cei care se implică? Este cineva care poate răspunde la apelul lui Dumnezeu? În seara aceasta Dumnezeu te cheamă: fii implicat. Când El rostește numele tău, când El face apelul, când El face prezența, tu să răspunzi: prezent, sau mai bine zis, implicat. Când El din cerul strigă: Marius, eu să spun: implicat, Doamne, sunt activ. A ieșit stăpânul prin piață și a găsit oameni stând degeaba și a zis: de ce stați degeaba? Pentru că n-am găsit pe nimeni să ne tocmească. În seara aceasta ai găsit pe cineva care spune: ești bun pentru mine, ești bun pentru lucrarea mea. Vino la mine, vino la mine, vino în ogorul meu. Dacă vrei să te implici, dacă vrei să fii implicat, vino în față și vrem să ne rugăm pentru tine. Și vrem să ne rugăm împreună cu tine. Și vrem să ne rugăm împreună cu slujitorii.